la polivalentă. Încet, încet mergem spre partea a doua a galei, însă am ajuns la întâlnirea numărul 5 între George Dinache și Florin Matei. După ce am avut o partidă extrem de spectaculoasă, Robert Valong a pierdut până la urmă meciul cu Daniel George Habera, cea mai spectaculoasă întâlnire de până acum. 2-2, sună bine, din Berceniu voluntari, iar așa, la Dau Studio. Quando yo, stați bine pe locuri, vin dintre blocuri. N-am plecat din stradă, aici mi-e locul. Aici e focul, nu cunosc jocul, te are strag. Rafale, flow, șerpuiește ca un picaz. Nu schimba cazul. Primul care intră în ring, George Dinache, de la Tim Bercen, făcută din galerie, interesantă și melodia sa, care intră în ring. George Dinache! Pregătit de Marian Olaru și Alexandru Nicolae. La piața studiului Constantin Brâncoveanu, reșița Covasna și la Motești Oprești a toți de puniți. And now introducing his opponent to the red corner, Florin Matei. Matei vine din Bacău, un stângaci. El este șofer de tir. Se antrenează foarte puțin, dar eu îi spun așa că este ca o forță a naturii. Un băiat de un bun simț și cu lovituri foarte, foarte năpraznice. And now, ladies and gentlemen, introducing our participants. First, fighting out of the blue corner, he's 38 years old and stands 186 centimeters tall and weighed in at 104 kilos. 104 kilograme professional debut here tonight in his fighting out of Bucharest, Romania. Ladies and gentlemen, George. De jumătate de sală. Ce galerie, da, da, da. Băi, sectorul Bercen, 4, da. George, sectorul 4. Standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 34 years old and stands 194 centimeters tall and weighed in at 100 kilos. 100 kilograme. His professional record stands at 4 victories and 2 defeats. Ladies and gentlemen, Flori, luptător din Bacău. Și Florina ta are suporte. Your referee at the bell, Robert Tudose. Un meci interesant la categoria grea. Aici loviturile pot schimba în orice moment soarta meciului. Be fair play, pay attention to me. Do you know the rules, okay? Touch the gloves, step back. Judge, judge, time, first round, fight! Prima repriză. Matei Stângaci. George Dinache pe gardă normală, iată un low kick acolo, o lovitură de picior la cap, la corp. Matei o să încerce lovituri la corp, cu siguranță. Are putere în mâna stângă Florin Matei, are dinamit acolo. Bată o lovitură de genunchi, îl prinde, da, de picior. N-are voie să facă priză, e lovit deja. Da. E ușor groghi, da, George, da, George. O, o lovitură de picior acolo frontală. Iată un croșet de stânga. A prins Matei aici pe George, da, să plece din colțul său. Da, da, da. Fight! Fight! O lovitură pe contră. Matei suportă foarte bine loviturile la corp. Să vedem ce se întâmplă. Parcă îl slăbește puțin Matei. Iată o lovitură de picior laterală. Mi-aduce aminte de meciul meu cu Zmărândescu, când lovea lateral, dar aveam pregătit ceva pentru el atunci.
antologice au fost luptele tale cu Cătălin Smurendescu. Rămâne în colț, low kick, George Dinache ține distanța, Florin Matei atât cât trebuie. Încroșel de dreapta. Încroșel de stânga, v-am zis stângă, că lovește cu stânga puternic. Nivelul, da. O lovitură de genunchi, a doua lovitură de genunchi. Stânga e periculoasă, rău, lovitură de genunchi, stânga. Upercut de stânga, genunchi, încroșel de stânga, upercut, da, trebuie să iasă de acolo. Altfel arbitru ar trebui să-l numere, ia să vedem. S-a pus jos, a pus genunchiul jos. Agățat George Dinache. Am bine loviturile de braț cu genunchi, loviturile de braț cu genunchi sunt deschide și cred că până aici nu se poate împărtica, din păcate, George Dinache spre dezamăgirea fanilor. Și avem primul knockout, Ciprian. Primul abandon, să zicem, în această seară. De pe margine este ușor să ne uităm, doar că acolo e foarte greu și la această categorie plus 90 de kilograme, plus 95, când încasezi asemenea lovituri, cu siguranță au repercursiuni. Parcă ai presimțit, Ciprian. Și cunosc pe sportivi, dacă i-am mai văzut știu ce poate fiecare și cunosc, le cunosc bagajul tehnic. Matei are mai multă experiență, a luptat în mai multe meciuri cu un antrenor foarte cunoscut în cadrul federației noastre, domnul Mardare, care are o echipă foarte bună la Bacău. Acum se anunță și câștigătorul. Ladies and gentlemen, this bout comes to an end in the very first round. Your winner, loviturile la categoria grea, se simt. Fighting out of the red corner, Florin Matei! Învinge șoferul de tir, sportivul Florin Matei. Iată un gest fair play, bravo băieți. Categoria grea înseamnă dinamit, înseamnă lovituri. Fair play, George Dinache mai fericit o dată pe adversarul său. Probleme la picior pentru George Dinache. Se resimte luptătorul din Bercen. Noi luăm o pauză și revenim.